Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Astăzi vorbim despre lumină. Ei bine, despre lumină în aeroport. Vă spun aceste informații pentru că aseară a avut loc un eveniment și anume a fost deschisă iluminarea refăcută în parcarea aeroportului internațional Avram Iancu. Ei bine, alături de mine în platoul Via Cluj TV se află Adrian Lotrean, administrator GoToParking, care este noua firmă care administrează de fapt parcarea din fața aeroportului. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Am precizat că sunteți, de fapt, noua firmă care administrează, pentru că a fost un transfer acolo de putere, ca să zic așa. Poate ne explicați puțin cine a fost înainte și cum sunteți dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră? Începând din data de 1 iunie 2019, administrarea parcării aeroportului Cluj-Napoca a fost preluată de către o nouă companie, GoToParking, o companie nouă cu management și cu acționari noi, care de acum înainte va asigura administrarea parcării conform contractului de concesiune încheiat cu Consiliul Județean. La 1 iunie, așa cum spuneați dumneavoastră, la 1 iunie 2020 s-a împlinit un an de la data la care am preluat administrarea parcării aeroportului Cluj-Napoca și am vrut să marcăm acest eveniment și să vă prezentăm un fel de bilanț al activității pe care am desfășurat-o într-un an de zile în cadrul parcării, bilanț pe care o să vrem să-l facem în mod regulat. Noi considerăm că de la preluarea administrării parcării aeroportului Cluj-Napoca, lucrurile de către compania noastră, lucrurile s-au îmbunătățit față de situația anterioară. Dați-ne câteva exemple. Am făcut o serie de investiții în parcare în acest un an de administrare pe care l-am asigurat. A fost înlocuit sistemul de management al traficului din parcare. Practic toate porțile de acces în cadrul aeroportului au fost înlocuite cu unele moderne care permit accesul printr-un sistem de recunoaștere a numărului de înmatriculare. Practic acum accesul și ieșirea din aeroport se va realiza mult mai facil. Odată cu plata serviciilor de parcare, sistemul recunoaște numărul de parcare a mașinii de care va ieși. Că veni vorba de plată, cum se poate face plata în acest moment în aeroportul din Cluj? Da, și în direcția asta am făcut investiții. Respectiv, toate automatele de parcare au fost înlocuite cu unele noi și moderne, astfel încât să fie posibilă plata, inclusiv prin intermediul cardului bancar. Practic, acum nu mai trebuie să ai banii potriviți ca să poți să achiziți parcarea, poți să achiziți parcarea inclusiv cu cardul și prin sistem care nu presupune niciun fel de contact cu aparatul de parcare. De asemenea, începând de luna trecută, în cadrul parcării este posibilă plata serviciilor de parcare, inclusiv printr-o aplicație. Se mai poate altundeva în România face acest lucru? În aeroporturi? Este singurul aeroport din România în care în momentul de față se poate face plata serviciilor de parcare prin aplicație. În direcția asta am venit cumva și în sprijinul unor antreprenori locali din Cluj-Napoca care dezvoltă o aplicație de plata serviciilor de parcare prin intermediul aplicației. Și se poate face plata parcării prin intermediul e-parking, o aplicație dezvoltată de către antreprenori clujeni. Puteți să plătiți serviciile de parcare fără să fie necesar să stați la vreo coadă, fără să fie necesar să interacționați cu cineva. Practic venim cumva și în sprijinul direcției care marchează acest an, respectiv acel al distanțării sociale, astfel încât acum se poate face plata fără să fie necesară o interacțiune cu vreo persoană sau cu vreun anumit aparat, de pe telefonul mobil pe care fiecare dintre noi îl posedăm în momentul de față. Că aș dori să mai vorbim și despre faptul că ați realizat posibilitatea de a intra autobuzele și în interiorul parcării. Pentru că în acest moment, cine vine în Cluj-Napoca, dacă nu vrea să meargă cu taxiul și dacă nu are mașina proprie la dispoziție sau n-a venit familia după el sau prietenii, trebuie să vină cu autobuzul. Ei bine, cum e să-ți iei toate bagajele și să le tragi după tine câteva zeci de metri, nu știu exact cât este din aeroport, oricare dintre terminale, până la stația de autobuz care este pe drumul național? Și din acest motiv știu că ați făcut și niște probe, dacă se poate să intre autobuzul înăuntru. Da, am finalizat în cursul acestui an testele împreună cu cei de la Compania Municipală de Transport Public. Practic, parcarea astăzi este pregătită să primească în interiorul ei autobuzele electrice pe care Compania Municipală le utilizează în transport. Au fost finalizate cu succes testele în cadrul aeroportului. Există un culoar special creat anume pentru transportul public în interiorul parcării, culoar care oprește la cele două terminale de plecări și de sosit cu stații separate create pentru fiecare dintre aceste terminale și care va permite intrarea și conectarea cumva aeroportului Cluj-Napoca prin intermediul transportului în comun cu municipiul Cluj-Napoca.
Din perspectiva asta, noi suntem pregătiți. De îndată ce compania municipală de transport public este pregătită să facă, să introducă acest mijloc de transport în comun destinat special pentru aeroport, parcarea este pregătită să-l primească. Asta la capitolul vești bune. Acum să trecem la vești mai puțin bune. Știm cu toții fotografiile care au făcut în conjurul României din 9 aprilie, când toată parcarea Aeroportul Internațional Cluj-Napoca era plină de 2000 de oameni care plecau la muncă în Germania. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum? Ce măsuri ați luat? Pentru că a fost un mare... Da, pot să spun cuvântul scandal. A fost un scandal. Da. Din păcate nu ne-am dorit să fim protagoniști în acest scandal, dar involuntar am ajuns să fim și noi parte în acest scandal. Eu cred că lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ din 9 aprilie, dovadă că, deși de atunci au fost numeroase zboruri charter care au fost operate de pe aeroportul Cluj-Napoca, evenimentele respective nu s-au repetat. La momentul respectiv, noi n-am fost informați despre faptul că aceste zboruri urmează să fie operate de pe aeroportul Cluj-Napoca. După acest eveniment s-au luat măsuri pentru a respecta distanțarea socială și în momentul de față parcarea este pregătită în acest sens. Respectiv, au fost instalate în cadrul aeroportului și în cadrul parcării indicatoare care atrag atenția celor care tranzitează parcarea asupra obligației de respectare a distanțării sociale. Amplasate marcaje care sunt amplasate pe culoarele pietonale, care atrag atenția pasagerilor ca să respecte această obligație de distanțare socială. Practic, pe fiecare tichet pe care îl iei în momentul în care faci accesul în parcare cu mașina, este inscripționată această obligație de a respecta o distanță minimă de 2 metri între persoane. Iar personalul, atât al companiei noastre, cât și personalul care realizează paza în perimetrul parcării, este instruit astfel încât să atragă atenția persoanelor care tranzitează parcarea asupra obligațiilor de a respecta distanțarea socială și de a nu forma grupuri mai mari de 3 persoane. De asemenea, în perimetrul accesului în terminalul de plecări au fost create niște culoare speciale pentru accesul pasagerilor în cadrul terminalului de plecări, care să permită asigurarea măsurilor de distanțare socială. În plus față de asta, așa cum spuneam, plata serviciilor de parcare se poate efectua și vom încuraja efectuarea plății prin automatele de parcare și prin intermediul aplicației, astfel încât contactul cu personalul companiei noastre să fie minim. Dar de asemenea, pentru cei care continuă să plătească și să utilizeze sistemele pe care compania le pune la dispoziție, asigurăm dezinfectarea cu frecvență ridicată prin intermediul unei firme specializate și săptămânal se realizează dezinfecția întregului perimetru al parcării cu substanțe dezinfectante, conform recomandărilor făcute de către Direcția de Sănătate Publică. Și acum întrebarea cea mare, dacă mâine vor mai veni încă 2000 de oameni care să trebuiască să plece în străinătate deodată, veți putea să gestionați problema? Acum, cred că evenimentul din 9 aprilie nu cred că se mai poate repeta, pentru că s-au luat măsuri inclusiv de organizarea acestor zboruri, astfel încât să existe un interval de timp suficient ca acest pasager să poată fi procesate. S-au creat aceste culoare speciale care permit organizarea persoanelor în proximitatea terminalului de plecări, care să permită asigurarea regulilor de distanțare socială și, practic, inclusiv comunicarea dintre compania noastră și aeroport s-a îmbunătățit semnificativ de la evenimentul respectiv. Practic, interesul atât aeroportului cât și al nostru care operăm parcarea acestui aeroport este satisfacția și protecția pasagerilor și a clienților care tranzitează aeroportul Cluj-Napoca și, practic, colaborăm cumva împreună cu reprezentanții aeroportului astfel încât să fie asigurat acest deziderat și să nu mai avem situații cum s-au întâmplat în 9 aprilie. Din tot rău și un bine, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Via Cluj TV și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru invitație și venim cu cea mai mare plăcere. Și vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.